Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. dragi ascultători, parcurgând Evanghelia scrisă de Marcu în stilul său dinamic și alert, nici nu am simțit cum am ajuns, iată, la prezentarea ultimelor zile ale Domnului Isus aici pe pământ. Odată cu capitolul 11, intrăm în relatarea acestei ultime părți a vieții și lucrării Domnului nostru pe pământul acesta. Iată că am început mod arată agenda acestui capitol. Mai întâi, Domnul Isus se prezintă în mod public înaintea poporului său ca fiind Mesia, și vom vedea locul acesta în primele 11 versete. Apoi, Domnul Isus pronunță un blestem asupra zmochinului, și acesta este un episod pe care îl vom vedea relatat de la versetul 12 înainte. Un alt eveniment important este cel legat de curățirea templului, și el ne este redat de la versetul 15. Urmează apoi Cuvântarea Domnului Isus despre puterea credinței, Cuvântarea pe care o găsim după versetul 22. În cele din urmă, Domnul Isus îi deranjează pe conducătorii religioși prin răspunsul său, aceasta fiind și ultima parte a capitolului. Capitolul 11 se ocupă în mare parte de cele trei zile petrecute de Domnul Isus în Ierusalim. Eu unul sunt de acord cu cei care susțin că intrarea Domnului Isus în Ierusalim nu a fost deloc triumfală. Motivul pentru care fac această afirmație este legat de faptul că această intrare reprezenta venirea Domnului Isus la Ierusalim în vederea încheierii lucrării sale aici pe pământ și prezentării sale în mod public ca Mesia. De fapt, Domnul Isus a intrat în Ierusalim de trei ori în trei zile consecutive. Fiecare evanghelie prezintă un aspect diferit al intrării lui Isus în Ierusalim. Prima intrare a avut loc într-o zi de sâmbătă, adică de sabat, a revenit duminica și a curățit templul. Luna a venit din nou și a plâns pentru cetate. Dar să urmărim ce relatează Marcu cu privire la acest episod. Când s-au apropiat de Ierusalim și au fost lângă Betfagie și Betania, înspre Muntele Măslinilor, Isus a trimis pe doi din ucenicii săi. Am văzut în capitolele anterioare că Isus se deplasa spre Ierusalim. Și geografic, și cronologic. Isus se apropie acum de momentul morții sale. Aceasta este ultima săptămână din viața sa pământească. Betania și Betfagie erau două cetăți mici de cealaltă parte a muntelui măslinilor. Domnul le dă acum ucenicilor săi următoarele instrucțiuni. El a zis, duceți-vă în satul dinaintea voastră. Îndată ce veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălcat încă niciun om. Dezlegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva pentru ce faceți lucrul acesta, să răspundeți. Domnul are trebuință de el și îndată îl va trimite înapoi aici. Există două explicații plauzibile referitoare la măgărușul pe care urma să călărească Domnul Isus la intrarea în Ierusalim. Domnul Isus trebuie să fi știut totul despre el pentru că el este a cunoscător. Acesta ar fi putut fi un miracol de la început până la sfârșit, pe de altă parte, toate acestea puteau fi aranjate dinainte, ceea ce ar fi făcut din întreaga poveste o chestiune pur omenească. Se pare că nu este necesar să vedem aici un miracol. Nu este cazul, explicația naturală fiind acceptabilă. Cred că Domnul Isus a aranjat dinainte aceste detalii și părerea mea este că veți avea mai mult de câștigat dacă lăsați lucrurile așa. Mai important este faptul că Domnul Isus își afirmă autoritatea aici. Este de ajuns pentru ucenici să spună că Domnul i-a trimis și vor fi lăsați în pace. În timp ce unii plănuiau moartea, alții îi se supun. Ucenicii pleacă și împlinesc porunca Domnului. Și, dragii mei, la fel este și astăzi. Adică există aceste două categorii de oameni, cei care ascultă de Domnul Isus și cei care îi se împotrivesc cu Citind mai departe, vom vedea că ucenicii au intrat în satul indicat de Domnul Isus, au găsit totul așa cum le-a spus el. Ucenicii s-au dus, au găsit măgărușul legat afară lângă ușă la cotitura drumului și l-au dezlegat. Unii din cei ce stăteau acolo le-au zis, Ce faceți? De ce dezlegați măgărușul acesta?" Ei au răspuns cum le poruncise Isus și i-au lăsat să plece. Observați că ucenicii urmează întocmai instrucțiunile primite și se întorc la Domnul nostru cu măgărușul. Au adus măgărușul la Iisus și au aruncat hainele pe el și Iisus a încălecat pe acesta. Mulți oameni își așterneau hainele pe drum, iar alții preserau ramuri pe care le tăiaseră de pe câmp. Cei ce mergeau înainte și cei ce veneau după Iisus strigau, Osana, binecuvântat, este cel ce vine în numele Domnului. Nu sunt sigur că acesta era un mod prea impresionant de a face apariția pentru cei din Ierusalim. Sunt convins că nu era deloc impresionant pentru cineva care fusese în Roma la intrarea unuia dintre cezari în cetate la întoarcerea dintr-o campanie victorioasă. Se spune că uneori sărbătoarea dura și două, trei zile și nopți. Aceea era o intrare triumfală. Aici avem însă doar un grup de galileeni niște țărani în fond care strigau înaintea unui om ce călărea un măgăruș. Lucrul important aici este însă acela că Domnul Isus se înfățișa în public și se oferea pe sine însuși mulțimii. Isus a intrat în Ierusalim și s-a dus în templu. După ce s-a uitat la toate lucrurile de jur împrejur, fiindcă era pe înserate, a plecat la Betania cu cei 12. Aici avem două lucruri importante de remarcat. În mod evident era ziua de sabat și schimbătorii de bani și cei ce vindeau porumbei nu erau în templu. În această primă zi, Isus a intrat ca un preot, el fiind totodată și jerfa. El a intrat ca mare preot să aducă jerfa ce va fi primită de Dumnezeu pentru ispășirea păcatelor mele și ale voastre. Remarcați că Isus nu a petrecut noaptea în Ierusalim, ci s-a întors în Betania la lăsarea serii. Cred că putem spune, fără a greși, că Domnul Isus nu a vrut să petreacă noaptea într-o cetate care îl respingea. A doua zi, după ce au ieșit din Betania, Isus a flămânzit. A zărit de departe un smochin care avea frunze și a venit să vadă poate va găsi ceva în el. S-a apropiat de smochin, dar n-a găsit decât frunze, căci nu era încă vremea smochinelor. Atunci au luat cuvântul și a zis smochinului, În veac să nu mai mănânce nimeni rod din tine și ucenicii au auzit aceste vorbe. Aceasta se întâmpla în cea de-a doua zi, când Domnul Isus și ucenicii veneau dinspre Betania. Ceea ce avem noi aici este relatarea unui incident care a iscat numeroase controverse. În această zi, Domnul Isus a curățit templul și a blestemat smochinul. După părerea mea, poporul Israel este reprezentat aici de smochin. Știu că voi fi contrazis, dar nu acesta este scopul meu acum. Important este că acest fragment ne învață o lecție spirituală. Evreii aveau frunzele, adică aparența exterioară a unei religii date de Dumnezeu, dar nu dădeau nicio roadă spirituală. Oare nu putem spune același lucru și despre multe biserici din zilele noastre? Acesta ar fi mesajul Domnului Isus și pentru biserica din Laodicea. Ei erau săraci și orbi și aveau nevoie de doctorie pentru ochi ca să jungă ochii și să vadă. Aceasta înseamnă că acolo nu era prezent Duhul Sfânt. Cred că despre același lucru vorbește și Isaia în capitolul 29, versetul 13. Iată ce consemnează el. Domnul zice, când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine, și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de dat omenească. Eu consider că aceasta este poziția multor biserici din zilele noastre. Domnul Isus a blestemat smochinul, și smochinul s-a uscat. Poate că și bisericile ar trebui să ia mult mai în serios aceste lucruri. Dar să mergem mai departe. Au ajuns în Ierusalim, și Isus a intrat în Templu a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau un templu. A răsurnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Aici, Domnul Isus curăță templul de toate lucrurile care nu aveau ce căuta acolo. Ioan ne spune că Domnul Isus a curățit templul odată și la începutul lucrării sale. Și iată, o face și acum la sfârșitul ei. Aceasta s-a întâmplat în a doua zi, care nu era o zi de sabat, ci duminică. Acum schimbătorii de bani se aflau în templu. Se aflau acolo pentru a schimba banii străinilor care aveau nevoie de moneda locală pentru a cumpăra ceva în Ierusalim. Monedele lor nu puteau fi folosite aici. În felul acesta, am putea spune, era un scop bun. Dar Domnul Isus i-a acuzat pe acești oameni că au făcut din casa Domnului o peștere de tâlhari. Devenise de fapt o afacere religioasă. Și dragii mei, este un pericol care pândește foarte multe organizații religioase. De fapt, lucrurile sunt mult mai elaborate aici. Era o întreagă afacere făcută în jurul jerfelor. Erau foarte mulți oameni care aduceau miei și iezi pentru a-i jerfi aici la Ierusalim. Era un fel de mândrie spirituală. Era dorința oricărei familii. Însă, odată ajunși aici, după ce au transportat pentru o lungă distanță acești miei și iezi pentru jerfă, aveau de-a face cu cei ce verificau animalele aduse ca jerfă. De obicei, aceștia spuneau că acești miei sau iezi aveau câte un cusur, ceea ce făcea imposibil aducerea lor ca jerfă. Din cauza aceasta, oamenii trebuia să vândă ceea ce aduseseră ei de acasă pentru a cumpăra pe cei ce erau deja verificați și aprobați pentru a fi aduși ca jerfă. În felul acesta iată apare schimbul. Era nevoie de bani aici, însă nu orice ban putea funcționa în curtea templului, din pricina aceasta datorită faptului că era o moneda a templului trebuia să fie schimbată. Și iată în felul acesta găsim explicația pentru prezența tuturor acestor oameni în curtea templului. Dar aici este vorba și despre prezentarea publică a Domnului Isus ca Mesia Prezentarea lui publică nu a fost însă o intrare triumfală în Ierusalim, pentru că Domnul Isus a fost respins. Nu-mi place să folosesc termenul triumfal, care nici nu este biblic, de fapt. Așteptați până în ziua în care vom sta față în față cu Domnul Isus, când întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii care vom fi rămați vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh, și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Cuvintele acestea sunt spuse de Pavel în întâia epistolă adresată tesalonicenilor, la capitolul 4, versetele 16 și 17. Atunci îi vom vedea pe toți cei care au crezut în Hristos vreme de peste 1900 de ani. Vor fi acolo milioane de sfinți, toți aceștia vor cânta o cântare nouă mielului, răscumpărătorului. Dragi prieteni, aceea va fi o intrare triumfală. Cred că va avea loc pe o perioadă mai lungă de timp. În vierea noastră va avea loc câte clipi din ochi, dar această paradă a Sfinților va dura mult mai mult. El ne va conduce spre un loc nou, spre o nouă stare de făpturi noi, într-o casă nouă. Și aceasta nu va fi pe lună sau pe altă planetă din sistemul nostru solar, ci în Noul Ierusalim. Totul va fi atât de glorios. Dar mergem mai departe și ajungem la cea de-a treia zi. Iată ce făcea domnul. Și învăța și zicea: Oare nu este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile? Dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au auzit cuvintele acestea, căutau cum să-l omoare, căci se temeau de el, pentru că tot norodul era uimit de învățătura lui. Ori de câte ori se însera, Iisus ieșea afară din cetate. Dimineața, când treceau pe lângă Zmochin, ucenicii l-au văzut uscat din rădăcini. Petru și-a adus aminte de cele petrecute și a zis lui Iisus, Învățătorule, uită că Zmochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat. Acum Domnul Isus are prilejul de a vorbi despre rugăciune și despre puterea credinței. Ucenicii sunt mirați când au văzut smochinul și astfel i-au dat lui Isus ocazia să le vorbească despre rugăciune. Isus a luat cuvântul și le-a zis, aveți credință în Dumnezeu. Este interesant că acest discurs despre rugăciunea făcută cu credință a venit după ce Petru a tras atenția asupra smochinului uscat. Primul pas în rugăciune trebuie să fie credința în Dumnezeu. Autorul epistolei către evrei a enunțat același principiu când a spus și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să-L creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Este vorba despre versetul 6 din capitolul 11. Dacă nu credeți că Dumnezeu vă poate răspunde la rugăciune, atunci scepticul are dreptate când spune că rugăciunea nu este altceva decât discuția unui nebun cu el însuși. Primul pas constă în a avea încredere în Dumnezeu, Adevărat vă spun că dacă va zice cineva muntelui acestuia, ridică-te și aruncă-te în mare, și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. Aceasta este, din păcate, un verset înțeles adesea greșit de foarte mulți oameni. Creștinul nu are nevoie să arunce munții în mare, la modul propriu. El are nevoie de puterea de a trăi și de a se confrunta cu munții problemelor și grijilor zilnice, de aceea s-a putut ruga Pavel pentru Efeseni în felul următor. Și îl rog ca, potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul lui în omul din lăuntru. Este vorba despre versetul 16 din capitolul 3. Dacă vreți să vă rugați pentru mine, eu nu vă cer să vă rugați ca eu să pot muta munții. Ca să fiu sincer, nu vă ce rost ar avea. Și dacă aș face, unde i-aș muta? Nu vreau să-i arunc în mare pentru că arată foarte bine acolo unde sunt. Dar pot să spun că vreau să vă rugați ca ori de câte ori mă apropii de cuvântul lui Dumnezeu să fiu întărit în putere prin Duhul Sfânt în omul din lăuntru. Acesta ar fi un lucru mai mare decât a muta munții. Despre așa ceva vorbește și Domnul Isus aici prin această paralelă puternică prin care vrea să ne facă să înțelegem puterea rugăciunii prin credință. Iată cum continuă Domnul. De aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Aveți credință în Dumnezeu. Acesta nu înseamnă că vă puteți satisface dorințele voastre egoiste, ci înseamnă să aveți credință că tot ce este în voia lui Dumnezeu se va împlini. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. Aici avem o condiție care trebuie îndeplinită pentru ca rugăciunea cuiva să fie auzită și împlinită. Un duh de neiertare va crea un scurt circuit în puterea rugăciunii. Dumnezeu ne iartă de dragul lui Hristos, cel puțin este ceea ce ne spune Pavel în epistola adresată Efesenilor, capitolul 4, versetul 32. Așa suntem, de fapt, mântuiți. Dar dacă vrem să avem putere, trebuie să iertăm. Nu neglijați acest aspect, pentru că este foarte important. Să trecem acum la următorul fragment în care preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii încearcă să-L prindă în cursă pe Domnul Isus. S-au dus din nou în Ierusalim, și pe când se plimba Iisus prin templu, au venit la el preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii și i-au zis Cu ce putere faci tu aceste lucruri? Și cine ți-a dat puterea aceasta ca să le faci?" Acești potrivnici ai Domnului Iisus se țin scai de el. Ei contestă autoritatea pentru că, în calitatea lor de conducători religioși ai poporului în vremea aceea, nu îi delegaseră niciun fel de autoritate Domnului Iisus așa că voiau să știe ei de unde avea el această autoritate. Și iată că Domnul a demonstrat că avea autoritate. Avea autoritate în ceea ce privea natura, avea autoritate în ceea ce privea păcatul, oamenii. Domnul avea această autoritate. Iată ce le și răspunde Domnul Isus. Isus le-a răspuns, am să vă pun și eu o întrebare. Răspundeți-mi la ea și apoi vă voi spune și eu cu ce putere fac aceste lucruri. Botezul lui Ioan venea din cer, or de la oameni. Răspundeți-mi. Aceasta era o întrebare foarte bună, devastatoare pentru conducătorii religioși. Dacă spuneau că botezul lui Ioan era din cer, întrebarea firească ar fi fost atunci de ce nu l-ați primit? Dacă l-ar fi respins pe Ioan, s-ar fi aflat în conflict cu oamenii care îl acceptaseră pe Ioan. Ei însă vorbeau astfel între ei. Dacă răspundem din cer, vă zice, dar de ce nu l-ați crezut? Și dacă vom răspunde de la oameni, se temeau de norod căci toți socoteau că Ioan a fost în adevăr un proroc. Atunci au răspuns lui Isus: nu știm. Și Isus le-a spus, nici eu n-am să vă spun cu ce putere fac aceste lucruri. Vedeți, liderii nu au avut altă cale de ieșire din impasul creat de întrebarea Domnului Isus decât să pretindă că nu știau. Poate că unii vor protesta și vor spune că Domnul Isus nu le-a răspuns la întrebare și că nu a avut dreptate să nu o facă. Dar oamenii aceștia nu căutau un răspuns. Ei voiau incriminarea Domnului Isus. Ei nu aveau nici cea mai mică intenție să-L urmeze sau să-I asculte învățăturile dacă El le-ar fi răspuns la întrebare. Și Domnul Isus nu răspunde pentru că nu vrea să cadă în cursa lor. Felul în care reacționa Domnul Isus în fața potrivnicilor săi este pentru mine cea mai bună dovadă a Dumnezeirii Lui. Țineți minte însă că atunci când oamenii vin la Isus cu inima sinceră, când caută cu adevărat răspunsul la căutările lor, ei primesc aceste răspunsuri. Dragii mei, de fapt, nu cărturarii încercau să-L prindă în cursă pe Domnul nostru. Ei nu erau decât niște biete unelte ale celui care mereu încearcă să distrugă planul lui Dumnezeu, nu deci, dacă nu cumva și noi încercăm adesea să-L prindem în cursă pe Domnul nostru. Am întâlnit oameni care au mereu câte o acuză împotriva lui Dumnezeu, împotriva Domnului Isus. În loc să privească la îndurarea lui Dumnezeu, la dragostea pe care Dumnezeu le oferă, îi caute curse, prin care ei să se îndreptățească și pe Dumnezeu să-L scoată vinovat. Discutam odată cu cineva care era gata să recunoască că Dumnezeu este un Dumnezeu bun și plin de dragoste, dar totul până în momentul în care îi spuneam că bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. Este ceea ce găsim în Scriptură. Atunci, toată discuția a luat o întorsătură radicală. Nu se mai opra din acuzele aduse lui Dumnezeu. Dacă luai în considerare cuvintele lui, aveai senzația că Dumnezeu este cel mai nedrept personaj, iar el, cea mai nedreptățită persoană de pe pământ. Dragi prieteni, dușmanii Domnului Iisus îi întindeau curse pentru că își dădeau seama că El avea dreptate. Și să știți că are dreptate și astăzi. El este Fiul lui Dumnezeu, venit să ne mântuiască și într-o zi se va întoarce să judece lumea aceasta. Iată ce mesaj simplu. Nu cumva noi spunem prea multe cuvinte pentru a ne dezvinovăți? <fio> Aici episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.